La numesc Parascovia Varlan, vin din satul Niculaeu, Caraionul Vârhei. Am venit la concursul Moldova Are Talent, datorită faptului că am scris câteva poezii, chiar mi-am făcut o cărțulie. Am vrut de mult ca să promovez, să arăt cuiva ce am scris eu, dar nu mi-a ajuns curaj. Am venit la acest concurs să citesc o fabulă în creația proprie. Vreau să fac o strigare, o chemare către toți cetățenii Republicii Moldova care au plecat peste hotare. Fabula se numește Raiul de la Italia. Într-o bună zi, măi frate, nu știu cum se întâmplă, gândul meu pe neșteptate la Italia îmi zbură. M-am gândit atunci, măi frate, oare ce-o fi acolo? Și-o întreb atunci pe una. Cum de stați acolo într-una și ați uitat de țara în care vă așteaptă cu dor mare copilașii și părinții, bărbăței și bunicii? Ia, atunci acum mândrie, îmi răspunse dintr-o dată și îmi păru puțin mirată. Țara asta e minunată, parcă e un colț de rai. Dacă îngrijești de o babă, îți vin eu oraș grămadă? Prelungiți. Acum mă opri dumnealui. Continuați. Nu, încă nu vă opriți. Dintr-o curiozitate mare, m-am pornit eu pe cărarea care duce spre Italia. Și nici mult timp n-a durat. În Veneția am aterizat. Firai să fii tu, italioară, m-ai făcut să plec din țară. Mult mai mare este dorul de meleagul meu iubit. De copii, bărbat, nepoți și de frățiorii toți, de căsuță, măhăluță, chiar și de a mea văcuță, de căței și de pisic, nu de banu a furisit. Să ne întoarcem iar în țară și cu toți să ne unim, cu a noastră țărișoară, veșnic noi să ne mândrim. Doamnă, apreciez eu personal talentul dumneavoastră de a scrie, numai că nimeni nu ne-a alungat pe noi decât noi înșine, din Republica Moldova. Și nu mai este Italia atât de urâtă dacă tot facem bani acolo în ea. Bun, este părerea mea subiectivă. Deci, lucrul acesta nu l-am spus, că acolo e urât, e foarte frumos. Nu m-ați convins cu un limbaj absolut infect. Și haideți să scăpăm o dată de la Italiile astea. În Italia, nu vă supărați. Eu nu v-aș critica tare, numai că fabula dumneatale nu este pentru Moldova Are Talent. Eu n-am apăsat pentru că am vrut să vă las să vă spuneți durerea. Ați plâns despre asta, plâng și alții, dar aici e vorba despre altceva. Haideți să votăm, stimați colegi. Eu am spus nu. Tania? Și de la mine tot nu. Doamna Vârlan, astăzi aveți 3 de nu. Pe data viitoare, succes!